Accesul pacienților români fără întreruperi la medicamente, indiferent că vorbim de medicamentele uzuale, ieftine sau de cele scumpe, ori de medicamente inovative sau de terapii celulare, genice, în această perioadă este extrem de important în contextul în care ne luptăm și cu pandemia de COVID-19. Finanțarea joacă un rol cheie, iar proiectul bugetului alocat sănătății în 2022 prevede majorări la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. În acest an, Casa Națională de Asigurări de Sănătate poate să negocieze și să încheie contracte cost-volum, cost-volum-rezultat în limita sumei de 4,3 miliarde de lei. Ce ne-a învățat pandemia de COVID-19 cu privire la prioritățile de finanțare în sănătate ne oferă pe larg mai multe explicații conferențiar universitar dr. Adela Cojan, președintele CNAS. Pandemia ne-a învățat multe lucruri. Ne-a învățat în primul rând să fim solidari. Ne-a învățat în al doilea rând să punem pe primul loc, așa cum au declarat toți strategii sănătății ai României și ai lumii și ai OMS-ului, să punem pe primul rând asistența medicală primară, care într-adevăr ne-a ajutat și pe noi și pe celelalte sisteme de sănătate să gestionăm într-un mod eficient aceste cazuri, astfel încât să decolmatăm spitalele de cazurile internate nejustificate. Din punct de vedere al finanțării, este o soluție ca România să se uite în avans la terapiile care urmează să fie aprobate și să-și facă astfel o bugetare predictibilă? Da, eu zic că da. Cred că numai trebuie să sărim niște pași. Pandemia ne-a ajutat să vedem care sunt lacunele fiecărui sistem de sănătate din fiecare țară europeană. Pandemia ne-a ajutat să i-a ajutat pe specialiști să dezvolte aceste secvențieri genetice. Cred că mai degrabă ar trebui să avem interes în a implementa în primul rând strategii de terapeutice personalizate cu ajutorul acestor secvențieri genetice care s-au dezvoltat datorită pandemiei. Cred că putem prin intermediul acestor noi progrese, pentru că perspectivele terapiei genice, ce vă spun, mi s-au părut uimitoare. Deja avem dovezi că terapia genică ar putea schimba viața pacienților prin introducerea unor gene funcționale care să schimbe mecanismele defectuoase ale unor gene disfuncționale. S-au identificat deja prin secvențieri genetice accelerate, cu ocazia pandemiei, o serie de vectori noi sau mesageri care poartă instrucțiuni genetice pentru a bloca sau pentru a elimina sau pentru a prelucra defecțiunile înregistrate în celulele organismului uman. De aceea, cred în faptul că practic am putea implementa o finanțare în avans, o finanțare proactivă, pentru că suntem un fond social de asigurări de sănătate care pune mult accent pe prevenție. Într-adevăr, la început poate să fie destul de costisitoare această terapie personalizată, dar ea se administrează odată în viață. În loc să cheltuim bani pentru terapiile acestea curative pe termen lung, care în final se pot dovedi ineficiente în ceea ce privește rezultatele sau calitatea vieții pacientului, iar facturile de contabile să fie din ce în ce mai mari. Cred cu tărie că
acest drum ar trebui să constituie un curaj din partea decidenților sectorului sanitar în legătură cu constituirea bazelor de date clinice și crearea bazelor de date la scară populațională în ceea ce privesc informațiile genomice. Poate părea o platitudine, dar nimic nu se va putea schimba decât dacă se face schimbarea reală, fiindcă dacă vom continua să facem lucrurile așa cum le-am făcut până acum, totul va merge ca și până acum. Deci e timpul să ieșim din starea de disconfort și să îndrăznim să facem ceva diferit. Probabil că vor exista poticniri, vor exista dezamăgiri sau acțiuni de contracarare, dar cred că odată cu secvențierea genomică ce s-a produs datorită pandemiei la scară populațională, trebuie să ne străduim să obținem rezultate echitabile cu ajutorul acestei medicini genetice. Dumneavoastră sunteți mai tânără, ascultătorii dumneavoastră sunteți tineri, sigur veți prinde perioada tratamentului bolilor incurabile cu ajutorul terapiilor genice. Și ca o concluzie sau un mesaj pentru toți pacienții care se uită și ascultă, un mesaj de încurajare, ce puteți face, ce poate face casa, ce pot face autoritățile astfel încât să nu mai fie întârzieri sau întreruperi la medicamente în România? Este un subiect, într-adevăr, foarte sensibil. Să știți că cu noul arc guvernamental se poate regândi acțiunea aceasta de finanțare a acestor contracte cost-volum, cost-volum, rezultat despre care vă spuneam că sunt mult mai eficiente decât decontarea efectivă a medicamentelor în ambulatoriu, pentru că, într-adevăr, ne dau rezultate și ne confirmă faptul că pacienții noștri obțin starea de sănătate dorită. Deci este vorba de regândirea unor acorduri multianuale în baza cărora să se poată încheia contracte anuale, astfel încât să nu mai existe aceste gap-uri, aceste disfuncționalități între data încheierii unui contract și data renegocierii celuilalt contract or volum. Dar asta, vă spun, ține foarte mult de discuția pe care trebuie, discuția care trebuie purtată cu Ministerul Finanțelor Publice. Este vorba despre multianualitatea pentru asigurarea continuității accesului la tratamentele pentru bolile cronice.